crashing down in it. Hello, sper că mă auziți, că e sfârgălăcie. Da, vedeți bine din titlu. Mergem la vopsit, la Red Alert Beauty, sunt deja în zona Ugor. M-am distrat foarte tare cu metrou și acum pe stradă. Cred că am ocolit mult mai mult decât trebuia, așa cred în momentul ăsta. Peste câteva luni când o să fiu mai obișnuită cu locul, cred că o să-mi amintesc de prima dată când am venit cu metrou aici la Ugor și o să mă distrez. Și da, merg la Lavinia, îmi urcă baleajul, în momentul ăsta părul meu stă foarte nașpa, dar să vedeți ce bine o să fiu când o să mă întorc de la salon. Mi-am luat și niște zambele astea să nu ratez salonul, că mai am talentul ăsta. I-am văzut pe drum zambilele astea, mirosea super și am zis să-i reduc, că n-am mai văzut de 3 luni sau nu știu, ceva de genul. Și filmez cu telefonul pentru că am încercat să fac această introducere acasă cu camera, cu camera aia bună care merge, dar mi-a zis că e ceva nașpa la car, nu știu, nu vrea el să înregistreze din nu știu ce motiv și e alt card față de... Deci nu vreau să... Nu vreau să... Camera e în geantă, adică eu sper să pot filma cu ea, că evident că vreau să iau cadre multe din acum, din timpul vopsirii și sunt mult mai calitative cu camera, de asemenea am și mini trepiedul la mine, deci nu aș vrea să filmez cu telefonul, dar în caz că va fi nevoie, o voi face. Băi, nu mai pot de cald, cred că am mers și destul de repede. Da, haideți că mă apropii de salon. Cred. Nu știu, zona asta a Ugorului, strada asta lungă mereu mă bag în dificultate, mi se pare foarte complicat. Și de vreo două ori am ratat salonul. Mi se pare minunat. Și aș fi vrut să găsesc și un chioșc ceva, să-mi iau ceva de băut, că voi sta destul de mult la salon. Ah, am ajuns la salon! Da, chioșc n-am găsit, dar văd eu ce fac. Salonul. Și ăsta este rezultatul final. Vi-l arăt la o lumină foarte tristă. E lumina din mașină, efectiv. Cred că vă puteți da seama că este superbă culoare. Este mult mai închisă decât va fi peste 2-3 spălări, dar e o tehnică a Lavinia. Mi-a zis că ea preferă să pigmenteze părul mai tare ca să țină vopsea asta semi-permanentă mai mult. Și după 2-3 spălări o să fie culoarea care trebuie. Dar mi-a făcut o felul de chestii, de tehnici. Vă zic sincer că am uitat tot ce mi-a spus. Am făcut și cu fionul, am dat niște șuvițe, deci cred că ar trebui să o întreb din nou, pentru că știți că eu încerc să vă dau exact informații referitoare la ce mi-a făcut, dar mă rog, ideea este că e superb. Am rugat-o să nu se atingă de vârfuri și cam de pe aici în jos nu s-a atins deloc de ele, deci probabil că nu o să fie foarte afectate. Și da, ce să zic, mă simt minunat, afară de faptul că mi s-a topit machiajul și evident că după toate spălările pe cap și toate orele petrecute la salon, s-a topit pe aici prin părți. Da, și vreau să mai zic că da, acum mergem în foarte multe locuri, avem foarte multă treabă. Cred că o să mergem la Ikea să mâncăm. Eu ce puțin sunt leșinată de foame. Sunt aici de ore întregi. Deși a durat mai puțin decât eram obișnuită. Deci sunt aici de la 1 și acum câte ceasul? E 7. Și am terminat acum vreo jumătate de oră. Deci a durat mai puțin decât celelalte două dăți. Dar acum, data trecută, adică dățile trecute a lucrat doar Cosmia. Era singură și acum a fost mai multă lume care s-a ocupat de mine. Deci cred că de aici se explică. În fine, gata. Mi-e foame și de-aia vorbesc mult. Hai să mergem la Ikea. Aveam o chestie de luat. Trebuie să trecem și pe la Altex să-mi iau un card, că v-am povestit că
camera e aici, dar n-am putut să folosesc pentru că nu merge cardul și da, totul este minunat. Poate am și o baftă și o să pot să-mi folosesc camerele și să nu mai filmez cu telefonul. Ar fi bine, nu? Da, ar fi. Am ajuns acasă și voiam să vă arăt la lumina becului din casă, culoarea părului. Cam așa. Ce vedeți aici la rădăcină, reflexele astea, este vopsea care o să se ducă, e din asta semi-permanentă sau cum se numește, pe care a făcut-o ca să blenduiască cu blondul. O să vedeți că o să se schimbe foarte mult după ce mă spăl pe cap reflexele și nu e fără reflexele. Aici mi se pare că e un pic cald, dar cred că o să se ducă treaba asta. Dar o să se deschidă pe lungim. Mie îmi place și așa, vă zic sincer, e ca un blond din ăla închis, super frumos. E super, super drăguț, cred că îmi place foarte tare. Da, nu vă uitați, machiajul meu e tot luat. Horror. Dar voiam să vă zic că am luat un card pe care l-am pus în G7X, îmi încerc norocul din nou cu camera asta. Poate o să reușesc să mai filmez cu ea, că atât de dragă mie și atât de comodă e și atât de bine filmează pe lumină slabă. I love it. Așa, și sunt înconjurată aici de chestii. Am cumpărat o treabă din Ikea, pe care vrem să o punem în baie și să punem gelurile de duș. În momentul ăsta gelurile de duș și chestiile gen creme de corp sunt într-o cutie în baie, dar stau foarte prost acolo, așa că vreau să le iau și să le mut în chestia asta. E o treabă destul de mică, am vrut-o așa, pentru că noi nu avem foarte mult spațiu în baie și o să o punem undeva sub calorifer, urmează să o montăm și mâine o să așezăm împreună lucrurile în ea. În seara asta doar o montează el și o să mă ocup eu mâine de așezarea lucrurilor împreună cu voi, după cum spuneam. Și uitați, este deja 10:20 seara, așa că după ce rezolvăm aici, cred că o să ne punem să continuăm filmul pe care l-am început aseară. Știți că vă povesteam eu acum ceva timp că am văzut efectiv la mișto filmul After. Între timp au apărut After We Fell și After We Collided. L-am văzut și pe al doilea și aseară l-am început și pe al treilea, am văzut jumătate din el și urmează să continuăm. Și da, e un film așa mai prost. Mi se pare un film pentru adolescenți. Niște filme, de fapt, pentru adolescenți, dar ne uităm și noi că sunt amuzante și simpatice pe alocuri. Și de asemenea, să știți că am început Harry Potter, pentru că el e fan Harry Potter și mi-a zis că sigur mi-ar plăcea și mie. Și ne-am uitat la jumătate din primul film, dar printre, nu știu, chestiile la care ne mai uităm seara, gen rezumatul zilei, că am început eu să-i arăt, că mie îmi place foarte tare rezumatul zilei, numere de stand-up comedy și alte chestii, ne arătăm unul altuia o grămadă de lucruri și cumva Harry Potter a rămas așa pe tușă. Am reînceput Friends amândoi, că amândoi suntem fani și începusem să ne uităm, dar am ajuns pe la episodul 3 și da, timpul e scurt și avem foarte multe chestii de văzut și astea sunt lucruri pe care le revedem, să vedeți cum o fi când o să începem chestii noi, da, mă rog. Oricum. Highlight-ul zilei este faptul că m-am vopsit. Cred că v-am înnebunit până la momentul ăsta. Dar e așa de nice. Și uite că până acum nu s-a întrerupt filmarea. Hai că e bine. Da, bun. Ne punem să montăm aici chestii. Vă arăt rezultatul final. Și cum ziceam, ne auzim mâine cu așezarea chestiilor. Doamne, sper din suflet să încapă. O să vă arăt mâine cutia din care o să mut lucrurile pe aceste rafturi. Dacă nu o să încapă, o să mai mut o parte din ele în alte dulapuri, sertare, chestii care nu sunt baie. Și asta ele iau cu schimbule, mai mutle, mai... Da, cam asta. Bună dimineața! Vreau să mănânc. Mi-am făcut aici un porridge și am pus pe deasupra afine din astea. Am fost în Lidl și voiam fructe congelate. Nu știu, și în momentul în care am fost noi, nu aveau efectiv altă variantă decât astea. Bio blueberries. Și arată cam așa. Sunt foarte mărunțele și sunt foarte acre. Adică... Bravo, Leo. Nu sunt așa absolut delicioase, de-aia mi-am adus aici miere. Să-mi pun un pic de miere să fie mai ok la gust. Merge mâncat și așa, dar nu e neapărat o plăcere, așa că prefer să-mi pun puțină miere. Apreciez că colorează foarte, foarte tare, adică sunt foarte roșii. La final, după ce amestec în ovăzul ăsta, o să se facă efectiv
un mov închis, așa, foarte drăguț. Da. Mă pun să mănânc, trebuie să ajung o comandă de la Zoo Plus. Am comandat sisal pentru pisici și urmează să-l instalăm, dar având în vedere că eu astăzi vreau să postez vlogul acesta, cred că o să vedeți, ori dacă postez tot vlog duminică, cred că o să vedeți atunci instalarea sisalului, sau dacă, dacă duminică postez altceva, miercuri o să vedeți instalarea sisalului, încă nu știu. Azi am o zi destul de plină, am foarte multe chestii pe listă și trebuie să fiu foarte productivă ca să-mi iasă tot, fiindcă plănuiesc ca în weekend să nu fac nimic, gen. Să încerc weekendul ăsta să am lucrurile pregătite, poate maxim să editez clipul pentru duminică și atât. Mă rog, de obicei, oricum asta făceam, că de filmat nu prea am lăsat pentru duminică, dar mă rog, știți ce vreau să zic? Ideea e că vreau să fiu productivă, am chestii de făcut. Da, mă pun să mănânc. Ce mic? Am terminat de mâncat micul dejun și mi-am aplicat această mască pe față pentru că îmi simt fața destul de uscată. Și vreau să văd cum este. Deocamdată văd că se cam usucă. Da, eu sper, sper să fie faină. Am parcă am o amintire despre masca asta că aș mai fi folosit-o, dar e o amintire relativ nașpa, așa că sper că o confund, dar chestia asta pot să vă zic doar un pic mai târziu după ce o clătesc. Deocamdată se simte ok pe față, e relativ ok. Da, în continuu treaba aici. Am venit în dormitor ca să editez. Și cred că ne auzim mai târziu cu așezarea chestiilor în suportul pe care l-ați văzut ieri, în cărucior, nici nu știu cum se numește. Abia aștept, Doamne, o să fie așa un moment, eu ador să organizez lucruri, să le așez și când o să văd așa totul așezat acolo în baie, o să fie un moment minunat. Hello! Ce-mi place de mine când sunt în pijamale și am gen, nu știu, fața așezată, părul așezat. Îmi place mult. Suntem pe jos, adică eu, pentru că vreau să așezăm lucrurile din cutia vieții. Să încep să o ridic. E cutia pe care v-am zis că o aveam în baie și care nu stă deloc bine așa cum e. Adică totul este, totul a fost așezat la început, dar umblând s-a deranjat. S-au amestecat produsele, cremele care le-au pus într-o parte, cu șampoanele pe care le-am pus în altă parte, cu gelurile de duș, cu... E o nebunie totală și abia aștept să le organizez, să le pun în treaba asta. Așa arată acest cărucior montat. Are roți și este foarte subțirel. Pe Ikea.ro sau .com cum e, am văzut că sunt oameni care o folosesc pentru condimente. Și mi se pare o idee faină, dacă n-ai unde să-ți organizezi condimentele, e ușor de băgat așa, de ascuns pe undeva. Depinde cum îți permite bucătăria, noi am putea să facem chestia asta aici, dar avem o oglindă, în fine, și nici nu avem atât de multe condimente, avem loc prin dulapuri, suntem ok. Dar v-am zis, în baie era problema. Acum mă uit și îmi dau seama că ar trebui să șterg chestia asta un pic, înainte să așez gelurile de duș, da, e o idee bună. Mi-am adus și învețele umede. M-am pus aici la canapea și pentru că... Stau pisicile tot ce trei și dorm și mi s-au părut foarte drăguțe. Vă zic sincer că m-am gândit un pic cum să mă așez ca să vedeți ce fac eu aici. Nu știu dacă este ideal. Dar am vrut să mă vedeți pe mine făcând chestia asta, nu să-mi vedeți doar mâinile. Și așa e... Mi se pare nice să așezăm lucrurile împreună, să reorganizăm produsele din baie. Bun. Deci... Pam, bam. O să încep să scot chestii din cutie. Stați așa să reașez un pic. Am senzația că dacă ridic și pun așa, o să vedeți mai bine. Ok, ok. Bun, o să iau produse din cutie. Ceea ce nu o să-mi încap aici, o să pun deoparte și o să pun în altceva. Știți că mi se pare că îmi taie capul. Ok, bun. Nu m-am gândit cum le vreau neapărat. Cred că sus voi pune chestii pentru față, skincare, pentru că sunt lucrușoare mai mici. După care, produse de păr aici jos. Nu, produse de păr aici și gelul de duș aici. Și, da, hai să vedem, hai să vedem. Bun. Ah, și cremele de corp. Cremele de corp e logic să fie lângă gelul de duș. Pentru că oricum n-am multe geluri de duș care o să stea aici, că sunt și care stau pe cadă. Ok, oare să și vă arăt despre ce este vorba. Am unt de corp de la Avon, Planet Spa, pe care îl folosesc nu atât de des, dar îl folosesc. Acest body yogurt pe care îl ador, de la The Body Shop, îl ador, este cu almond, cu amigdală
și este vis. Nu este atât de hidratant, dar mirosul compensează 100%. Cremele astea care se aplică după ce te epilezi, ele sunt. O să păstrez doar una aici și pe cealaltă o să pun în altă parte. Hai să... O să le iau așa random. Am aici niște șampoane. Ăsta mai are foarte puțin. Mi-a plăcut, să știți. Șampoanul ăsta e de la Pantene, nu e al meu. Și ăsta e clear. Tot. Nu e al meu, dar... Punem acilișa. Ok. Un gel de duș care nu-mi place. Este de la Dove. Nu-mi place, nu-mi place, că mi se pare că nu curăță pielea, așa că îl folosesc, ghiciți ce fac cu el. Ei bine, da, spăl litiera. Pentru că asta fac eu când nu-mi place un gel de duș. Ăsta de la Balea, care e simpatic, dar la un moment dat recunosc că mirosul devine un pic enervant. Șampunul de la Dercos, acilișa, am început să-mi revină problemele cu scalpul, mă bucur enorm și a trebuit să mă spăl din nou cu el. Conditionerul de la Milkshake, alt șampun de la Joico. Așa. Asta e șampunul și balsamul de la Milkshake, ce drăguțe sunt. Produse foarte bune, îmi plac tare mult. Un gel de duș pe care l-am tot evitat în ultimul timp. Se pare că a devenit tot mai masculin mirosul ăsta în percepția mea. Acest body scrub cu nim este aproape pe terminate, mi-a plăcut. Joico Color Therapy, mască de păr, love it. Locul meu tot scrie pe Messenger. Oh, SPF-ul ăsta, stai să văd, îmi place foarte tare acest SPF, are 12 luni garanție, o să-l țin, dar nu-l țin aici, că îl folosesc, na, când o să înceapă pielea să fie expusă la soare, că e pentru corp, are garanție 12 luni și o să-l folosesc și vara asta până-l termin, este un produs minunat. Așa, Olaplex 3, care e tratament, deci aici. Ah, deja mi se pare atât de drăguț când le văd așa organizate. Ah, mi-e drag de ele de mor. Acest scrub pentru scalp de la Balea, pe ăsta încă nu l-am folosit. M-a speriat una dintre voi, mi-a zis că mi-a produs o super iritație. Iritație foarte nașpa acest produs. Nu-l folosim, nu știu ce. Și m-am speriat un pic. Am aici o cremă de machiantă de la The Body Shop, care nu este preferata mea, dar vreau să o termin. Că mai am destul de puțin. Mie nu-mi plac cremele astea. Mie îmi plac în general uleiurile, apa micelară. Nu prea îmi plac mie cremele de machiante. Am aici un produs Series Expert Vegetal Protein Blow Dry Fluidifier. Deși este aici, nu l-am folosit niciodată pentru că se folosește atunci când aplici tratament termic pe păr, când te întinzi cu placa, când te usuși cu fionul și eu nu fac asta, așa că nu l-am testat până acum deloc și cred că o să-l iau de aici. Așa, mai am super puțin în chestia asta de la Milkshake, nici nu mai pot să ajung la el, așa că o să-l pun la produse terminate. Așa, aici am niște deodorante, de fapt sunt body spray, parfum, deodorant. Da, nu cred că protejează de transpirație, dar cred că o să le las aici. Ok. Așa, chestia asta nu s-o mai țin aici în cutie. Vă dați seama, fiind cutia de mare am aruncat-o. Milk and Honey, o cremă, mai e foarte puțin din ea, o pun aici. CeraVe, crema asta super plictisitoare. Doamne, plictisitoare crema. O pun tot aici la creme. Acest scrub de la Jaya, eu nu vi-l recomand, pentru că lasă ulei pe corp. Oricât de mult te speli după aia cu gel de duș, e un ulei, cred că e ulei de cocos sau ceva. De fapt, nu e chiar ulei, e o combinație între ulei și ceară, cumva, și jur că și la al doilea duș simt că încă a rămas pe piele, dar n-a rămas într-un mod gen, mamă, ce hidratare extraordinară, nu, e un mod un pic deranjant. Așa că abia aștept să se termine, îl folosesc așa cât de puțin și de fiecare dată recunosc că mă enervez. Masca de la Milkshake, super mult îmi place, alcoolul sanitar, adică spiritul. Din chestia asta de la Yves Rocher mai am foarte puțin, o cremă de păr, trebuie să o termin, super puțin mai am din ea, mi-a plăcut. Nici nu vreau să vorbesc despre masca asta de la Olaplex care nu-mi place, promit că o să încep să o refolosesc ca să... Mai încerc noroc, am dat 300 de lei pe ea, adică cred că ar fi cazul. Așa, am băut niște apă, continuăm. Loțiunea de corp de la Victoria's Secret, Bare Vanilla. E o loțiune de corp care îmi place, am avut una de la ei... care mi-a plăcut mult mai tare ca miros. Avea un miros de faimuțiunea de corp. Super mișto. Nu mai țin minte mirosul, dar țin minte că adică că mi-a plăcut. Știu sentimentul pe care mi l-a dat. Asta are aceeași consistență faină, dar din păcate mirosul nu-mi place la fel de tare. E o vanilie dulce. O vanilie ușor deranjantă.
Dar am amintiri plăcute legate de acest miros, pentru că o avea Nico și m-am dat cu ea când am stat în Cluj. Și fac foarte des asocieri de genul ăsta la mine. La mine așa funcționează creierul. Asociază mirosurile cu evenimente, cu oameni. Un produs senzațional, o cremă de păr care îmi place mai mult decât aceasta, să știți. Este de la Savon Overnight Hair Milk. V-am mai povestit despre ea. E minunată. Mă dau la 2-3 seri, mă dau cu ea pe păr. Îmi place foarte tare. Ok, asta este Coco Fresh Detox Face, un cleanser. Am senzația că partea de sus o să fie destul de goală, așa că probabil că aici o să las produsele cu care mă spăl pe păr și o să mut aici produse pe care le aplic pe păr după ce părul e spălat, gen uleiuri, chestii. Și o să las și niște spațiu pe aici, pe acolo, pentru că am primit niște produse, am o colaborare în acest moment și am primit foarte multe produse pentru păr și o să am nevoie să le pun pe aici. Sper că între timp să se mai termine vreunul, două șampoane, că astea sunt pe terminate și ăsta e la fel. Încă am nevoie de foarte mult spațiu, o să vedeți. Crema de păr de la Olaplex, numărul 6, o să îl pun aici, o să o pun aici. O mască de față, am și uitat de asta, o mască de față hidratantă. Cam așa arată. Nu o vede, nu? Ah, cred că a văzut-o. Da, o punem aici. Am uitat de ea. Bun. Așa, eu mai am creme și chestii, dar sunt în spatele oglinzii, dar o să mai am de acolo pentru că gen 100 de seruri și eu văd să mă folosesc cu un ser. Această mască preșamponare de la Balea, care să știți că nu-mi place. Nu-mi place. Adică nu mi se pare că îmi hidratează părul atât de bine, nu mi se pare că părul meu stă atât de bine. Pentru mine contează foarte mult masca pe care o aplic înainte de șamponare, iar asta, din păcate, nu-și face atât de bine treaba. Așa că o să mă duc să reachiziționez masca de la Organics. Organics? Nu știu. Dar curând o să o reachiziționez pe aceea. Mai am puțin din acest ser de la Yves Rocher și vreau să mă pun pe el să-l termin. E un ser super basic, Ultra Moisturizing Liquid Serum, care are aloe vera și se vede că are aloe vera pentru că are o consistență așa ușor, nici nu știu cum să vă zic, știți cum, dacă ați văzut vreodată cum e aloe vera, vă dați seama la ce mă refer. E drăguț serul, dar e super simpluț, adică nu poți să te aștepți să vezi rezultate wow. Am aici două uleiuri, uleiul de migdale dulci pe care nu l-am mai folosit și cred că ar trebui să-l arunc pentru că e deschis de ceva timp. Și am și uleiul de argan pe care îl folosesc pe față la ceva timp. Mă ajută și să mă epilez pe față, cu el fac treaba asta. Și cu o lamă, evident. Dar am de gând, după ce termin acest produs, adică foarte curând, să-mi recumpăr scoalanul. Nu știu dacă să-l iau pe cel de la Revox sau tot pe cel de la The Ordinary. Eu l-am încercat pe cel de la The Ordinary și oh my god! Mi-a plăcut foarte tare. Scoalanul fiind un ulei derivat din plante și este foarte semănător și foarte bine perceput de timp pentru că seamănă cu sebumul natural, care mie îmi lipsește total și merge aplicat și pe corp și pe păr. Și am văzut eu la o tipă pe care o urmăresc pentru că face clipuri despre păr, că ea și aplică înainte de spălare, înainte de masca, preșampunare și aplică scoalan pe vârfuri. Și am zis, trebuie. Așa că cât de curând o să reachiziționez scoalanul, dacă l-ați testat pe cel de la Revox și l-ați testat poate și pe cel de la The Ordinary, vreau și vă rog o părere. M-ar ajuta super tare. Deocamdată l-am pe acesta. Și mai am puțin din el, zilele astea o să-l folosesc. Mai am super puțin și din acest ulei de la Balea, dar până nu-l folosesc pe tot, nu-l arunc. Îl combin de obicei cu crema de la CeraVe ca să o fac mai puțin plictisitoare. Chestia asta o să se ducă în cutia mea cu chestii de travel, pentru că aici îmi pun apa micelară bifazică atunci când plec pe undeva. Așa, ulei de corp Swedish Spa Oriflame. Îl puneam la folosit de corp. Voi nu cred că vedeți foarte bine ultimul raft aici. Șa. Aici șa, v-a plăcut? Așa, mă rog, pe aici mai avem o bentiță, cască de duș, 100.000 de bucăți, o să las doar una în baie și cred că pe asta, că pe asta o folosesc după ce mă spăl pe cap. Urmează să fac niște schimbări în rutina mea de îngrijire a părului pentru că am văzut niște clipuri și chiar vreau să testez niște tehnici noi. Așa, asta este pentru epilare. Asta unde intră? Cred că aici jos la gelul de duș, nu? Așa, aici am și lama mea cea superbă, trebuie să îi cumpăr rezerve, cred că tot aici jos o să o pun. Asta de călcâie, e aproape nouă, să știți, de la Cupio. Cred că tot aici jos. Așa, ce mai? Oh, mai am ser din ăsta de la, da, se pare că mai am, de la Essence Hello Good Stuff Primer Serum, care are scoalan în el.
Asta trebuie să-l termin, că mai are foarte puțin. În ultimul timp am primit foarte multe seruri și recunosc că pastele pe care le aveam le-am dat așa la o parte. Eram gen stați un pic, știu cum sunteți voi, vreau să testez altceva. Aici am niște de-astea care fac zzzz când le pui în apă, dar vă jur că nu am simțit nicio diferență. Am folosit unul, că erau trei aici. Băi, nicio diferență, deci nu știu. Într-adevăr, am pus în apă, a făcut, cred că a colorat apa gen super puțin, dar nimic altceva, adică... Ce să zic? Stați să văd aici, nu mai încape. Ioi. Cred că o să o pun aici. Ok. Așa. Și pe aici am rămas cu tot fel de chestii, gen un deodorant. Am început să nu mai înțeleg cu deodorantele astea, din păcate. Așa, de asta cu un puf de păr și niște chestii. Astea sunt dischete de machiante din material, dar trebuie să le bag la spălat pentru că chestia asta albastră pe care o vedeți pe ele este spuma de ras, pentru că am avut un accident cu spuma de ras și efectiv le-am proșcat. Deci trebuie să le pun în mașina de spălat și mă rog ce mai am pe aici. Am un facial cleanser. Bun, o să mai fac niște retușuri, o să umplu prin dulapul din spatele oglinzii, să văd ce mai pot să mai pun aici. O duc în baie și vă arăt exact unde o așez și rezultatul final. Chestia asta este aproape goală, mai are niște chestii prin ea, o mască terminată pe care trebuie să o duc la proste terminate și un plastic care trebuie reciclat. Bun. Și ta-da, cam așa arată. L-am poziționat aici lângă cadă. Vedeți că pe cadă eu am mai pus niște chestii, gelul de duș pe care le folosim cel mai des. Și inițial am unit treburile astea cam așa. Dar după aia mi-am dat seama că de obicei apa sare din cadă în momentul în care facem duș. Așa că o să o îndepărtez cam așa ca să am loc să trec cu mopul pe acolo. Nu este perfect aliniat, adică ar fi fost cumva foarte satisfăcător să vezi că e aliniat perfect cu caloriferul. Nu-i cazul, asta este. Și avem așa, în partea de sus, skincare. Doamne, câte produse. Mi-am mai scos eu produse de pe la rezerve, că vreau să le testez. Apa de gură am pus-o aici pentru că o folosesc foarte des și mi-era stresant cumva să deschid mereu oglinda, plus că fac urme și eu șterg oricum zilnic oglinda aia. Aici sunt produse pentru păr pe care le folosesc zilnic, plus deodorante, produse pentru păr și mă stresează că văd că e plin aici. Mă rog, chestiile astea o să scap de ele când va fi momentul, dar v-am zis că am o colaborare la care am primit multe produse de păr care trebuie puse și ele aici și... Da, trebuie să începem să terminăm din chestiile astea care sunt aproape goale și care ocupă spațiu aici. A, și am pus și șamponul pisicilor în spate. Așa, aici avem geluri de duș, produse de cor, foarte faine, pe care în sfârșit le-am mai accesibile și da, cam așa arată. Mă bucur că treaba asta are găuri pentru că evident, nu știu, dacă folosesc un gel de duș și îl pun la loc, probabil că va fi plin cu apă și mi se pare foarte fain că apa o să se scurgă și da. E foarte drăguț, cred că v-am, nu știu cum am zis, parcă 45 de lei a fost chestia asta. Mi se pare deocamdată foarte drăguță, să văd cum ne înțelegem cu ea pe termen lung. Cam gata cu așezarea lucrurilor din baie. Cred că o să fac o încheiere aici pentru că trebuie să mă apuc de editat. Trebuie să termin de editat, mai bine zis, că am editat jumătate de clip. Bun, gata, vă las. O să încep probabil un alt vlog din seara asta când începem să montăm sisalul pisicilor, că v-am zis că a ajuns suplusul. Nu sunt sigură dacă v-am zis sau nu, dar da, a ajuns și abia aștept să montăm sisalul și o să vedeți în următorul vlog chestia asta. Vă mulțumesc că v-ați uitat la clipul meu. Vă pup, sper că vă place părul meu. Știu că deocamdată este foarte închis, dar este vopseasem permanent și se va duce. Eu mă bucur foarte tare de cum arată părul meu acum. Simt că am făcut o super schimbare și abia aștept să văd în 2-3 spălări cum o să arate părul. Abia aștept să mă apuc să testez tratamentele despre care vă spuneam că le-am primit. Sunt tratamente foarte interesante și abia aștept să vă vorbesc despre ele. Cel mai probabil că veți vedea zilele astea pe Instagram despre ce vorbești, despre ce colaborare e vorba. Pe YouTube o să revin cu un clip dedicat, după ce o să-mi iau un pic de timp să testez produsele, pentru că vreau să vin cu un review fain la ele și documentat și după ce le-am testat și sincer și da. Gata, vă las, vă mulțumesc mult că v-ați uitat, vă pup și ne vedem la următorul clip. Pa, pa!